cu înțelepciune, cu discernământ și în interesul dumneavoastră. 30 de ani de PSD au arătat că Bacău, în loc să evolueze, în loc să se dezvolte, Bacău nu numai că a stat pe loc, Bacău a evoluat. Bacău a fost părăsit de aproape 200.000 de bătăuani. Gândiți-vă, oameni care nu și-au putut face un rost în Bacău și-au luat calea pribegiei, căutând să se realizeze în viață în alte țări. Trebuie să oprim acest curs nefast, imprimat de o conducere PSD, care nu a avut niciodată interesul să crească calitatea vieții, să oferă oportunități oamenilor, să asigure atragerea de investiții, să asigure cu adevărat un parteneriat orice om care vrea să facă ceva, care are o inițiativă economică. Acest lucru nu se poate realiza decât printr-o prezență masivă la vot. Dacă nu participați la vot, este ca și cum ați accepta ca PSD să conducă în continuare. Prezența la vot este fundamentală. Și al doilea mesaj pe care vreau să-l transmit, un mesaj simplu. Doar noi putem bate PSD. Doar Ionel Pală poate să câștige președinția Consiliului Județean împotriva candidatului PSD. Din acest motiv, oricine vrea să scape de PSD, trebuie să voteze cu Ionel Pală la președinția Consiliului Județean. Dacă votează cu altcineva, își pierde votul pentru că jumătate din vot se duce la PSD. Ăsta e sistemul electoral. Același lucru este valabil și pe municipiul Bacău. Doar Lucian Stancil Izidău poate să bată primarul PSD, indiferent cum se numește el. O hidră cu două, de fapt, cu trei capete astăzi. Doar Lucian Stancil Izidău poate asigura oprirea bătăii de joc la adresa bătăuanilor pe care au făcut-o PSD-iști. Din cauza asta, nu risipiți votul. Cine este împotriva PSD, cine vrea să scape de PSD, cine s-a săturat de sărăcie, de umilință, de lipsă de respect, de minciună, de corupție, are o singură opțiune. Să voteze cu candidatul Alianței USR Plus PNL, Lucian Stanciu Izidău. În rest, stimați colegi și din USR Plus și din Partidul Național Liberal, suntem pe ultima sută de metru. Vă rog, mobilizare exemplară, să mergem din casă în casă, să vorbim cu toți bocăuanii, atât în municipiu, cât și în fiecare localitate din județ, să-i determinăm la un vot înțelept, la un vot în favoarea lor. Sănătate, spor la treabă și succes!